Aici fac o salată de cartofi, am pus cartofii la fier, dacă vedeți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartofi așa mici, pentru că fac pentru două persoane aici, două persoane, că mâncăm 2 zile. Ton, în ulei de măsline sau de floarea soarelui, nu contează, eu așa cumpăr. 3 ouă care se fierb după aceea, o să vă arăt. Măsline verzi și ardei roșu dulce, să nu fie gogoșar. Deci gogoșarul nu merge. Aparte se face maioneza și o să vedeți. E o salată simplă, o salată bună și sunt sigură că o să vă placă. Continui și o să vă arăt tot așa pas cu pas. Pește puteți să puneți mai mult sau mai puțin, deci cum aveți și cum vă place. Mie îmi place salata cu pește, nu pot să fac. Mie salata beef îmi place cu pește. Din cauza la copii ăștia mei grozavi, nu pot ca să fac cu pește. Asta este, ce să facem? Când dai o drazle, cum e? Suferă, suferă, suferă. Ți-a plăcut? Acum, cum e? Trebuie să tragi. Trebuie să faci pe placul la copii. Aici am un ou, am pus puțină sare, o linguriță de oțet. Aici am ou tocat, dacă-l vedeți nu prea mic. Aici am măslinele, aici am tonul. Aici am ardeiul roșu. Și aici sunt cartofii care sunt pisați cu furculița. Și acum încep să fac maioneza. Nu știu dacă mă pot cu o mână, dacă nu o să închid și o să vă arăt, dar uleiul se pune pentru că eu de obicei fac cu două mâini tot ceea ce fac. Tot ceea ce fac, e? Inclusiv sexul fac cu două mâini. Stai puțin ca să văd cu uleiul. Vreau să, nu știu, voi ați mai fost pe bucătăria mea cum ar veni. Da, uite că merge. Bidonaș de care am luat iaurt și mi servește pentru maioneză. Mă împac mai bine pentru că pot să fac mai multă maioneză. Am unul. Dacă vi se taie maioneza vreodată, vedeți, nu maioneza cum se face. Dacă vi se taie maioneza vreodată, să nu aruncați ou, îl băgați la frigider 2 minute, nici mai mult de 2 minute. Adăugați alt ou, puneți ulei încetul cu încetul, deci în următoarea maioneză, deci cu alt ou, și puneți și ouul respectiv cu uleiul respectiv ca să nu faceți nicio pierzanie în bucătărie. Încercați cum vă spun și o să vedeți. Vreți mai multă maioneză? Nu pot acum. Da, am rezolvat. Deci cam asta este maioneza. Maioneza mea. Uitați-o cum a ieșit. Uitați aici pe batidoră. Acum continuăm imediat. Acum am pus tot ce ați văzut acolo, am pus aici în salată, inclusiv maioneza și amestec. O să pun puțin piper. Stați 2 secunde, pentru că este numai pentru mine și soțul meu. O să stau un prosopurât la hamonul ăsta, dar oricum se aruncă pentru că e plin de grăsime. Cum e numai pentru noi, deci putem ca să punem. Așa și o să amestec, 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 amestec. Sare de obicei nu prea pun pentru că are sare cum e maioneză care vrea își pune în farfurie sare, piper, ce ingrediente mai vrea. Îi place, mie îmi place și picant. Nu știu dacă vouă place picant. Cam asta este salata, cam atâta are aspectul perfect. Vreau să vorbați, este ca o salată beef. Măi, îi trebuie puțină sare, dar e un lui bun. Sincer. Dacă mai se trezește careva după aici prin casă ca să mănânce. Și o sara la copii nu le dau. Clar. Acum imediat vedeți următoarea fază. Am amestecat salata, am pus-o într-un castron, după cum vedeți o să șterg un pic pe margine. La mine nu-i sensibilitate. Și pun niște măsline care sunt cu ardei roșu înăuntru.
Nu dăm multă atenție la ornat decât de sărbători. Asta e o salată normală pentru fiecare zi. Și nu ne agităm cum e. Acum vă arăt. Mie îmi plac măslinele cu ardei roșu, îmi plac și cu pește înăuntru. Dar le prefer pe astea, că sunt mai frumușele, mai de ochiate cum e. Dau un mai bun aspect mâncării. Deci măsline tocați câteva, nu tocați mult. Și cam asta este salata mea. Vreau ca să o probați. Deci care vreți ca să faceți, bineînțeles, nu vă obligă nimeni. Dar eu sper să vă placă. Simplă, simplă și în vară este extraordinar de bună. Vă pup și poftă bună vă doresc!